Salutare, azi facem un tutorial la mașina de spălat haine Arctic, care arată cam așa. Avem aici panoul de comandă și de aici o pornim și selectăm ce dorim să spălăm, după cum se poate vedea. Eu am să o las pe sintetice. De aici selectăm la câte grade să spălăm hainele. Eu am să las la 60. Aici puterea de centrifugare. Așa. Iar din acest buton reducem timpul de spălare. Dezavantajul la această mașină ar fi că programele de spălat sunt cam lungi. Dar o am de vreun an și spală destul de ok. N-am avut deocamdată treaba cu ea. Să vă arăt și fișa tehnică. E un A++. Are consum 173 de kW pe an. Așa, aici introducem detergentul, punem balsamul, și șamponul, închidem. Și dăm drumul să meargă pe acest buton. Și cam asta e. Următorul video.